Start sezonului pepenilor verzi, cei moldovenești au apărut deja pe piață, iar fermierii spun că sunt pe cât de gustoși, pe atât de sănătoși, pentru că nu conțin nitrați. Chiar și așa, specialiștii ne atenționează să cumpărăm pepenii doar din locuri autorizate, unde sunt însoțiți și de certificate de calitate. Suculent și aromați, primii pepeni verzi crescuți pe câmpurile din Moldova au fost scoși deja în vânzare. Soții Popescu din localitatea Rasfet, raionul Călăraș, și-au făcut din asta o afacere, iar de câțiva ani toți membrii familiei sunt implicați în muncă. Lucrați mai mult cu rudele, da? Am văzut în deal. Da, acolo fiul, nepoții, dacă văd cum se face pâine de toate zilele. În aceste zile, fermierii își vând pepenii chiar în preajma câmpului pe care îi cresc, cu 13 lei pentru un kilogram. Îi aduc și la piața Angro din capitală, doar că acolo, la un preț de două ori mai mic. Aveți aici un punctul la drum, chiar da? Asta e punctul mai mult de reclamă, ca oamenii să vadă că într-adevăr așa sunt cărbuș, să știi din eu cumpărat și nu s-a dus și nu știi de unde. Nu, în primele trei zile am cules cam pe 7 toni undeva. De ce faceți cu toată marfa asta? Marfa să o ducem la piața agricolă. Auzind că pepenii sunt de la noi, oamenii spun că au parcă mai multă încredere că aceștia sunt gustoși și, cel mai important, fără substanțe periculoase. E de vreme, dar să mănați de vreme? De vreme și de vreme. Da. Și luați la nepoței? Da, la nepoței. De asta ne asigură și cei care îi produc și chiar ne-au demonstrat cu un pepene proaspăt cules pe care l-au tăiat direct pe câmp. Nutriționiștii spun că pepenele verde este o gustare ideală pentru hidratare în zilele fierbinți de vară, mai ales că e și foarte gustos. Totuși, specialiștii au și atenționări. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor recomandă procurarea pepenilor verzi doar din locurile autorizate, unde sunt însoțiți de certificate de calitate. Respectiv, inspectorii spun că nu trebuie să cumpărăm de la marginea drumurilor sau din alte locuri neautorizate, deoarece riscăm să ne intoxicăm.